mari, grupul a rămas. Вот Наташа, Mângâiată de razele lui dătătoare de viață. Aici eu aud murmurul izvorului, suflul cald al vântului. Aici, pe acest picior de plai pe care mi l-a lăsat strămoșii mei, și eu îl păstrez cu sfințenie. Aici mi-i baștina aleasă, și dragă mie, și scumpă mie, nu că-i bogată și frumoasă, dar că-i aproape inimii. Satul meu, vatra aleasă, cât de bine e acasă, satul meu, cu mândru lume, îți port cântecul prin lume. Aici ne adunăm, aici toți cântăm, cu glas strămoșesc, Lacuș Mirca, sat pitoresc. Dulce de dor de acasă ne strânge pe toți iar la masă. Onorată asistență, stimați locuitori ai satului Cuș Mirca, dragi oaspeți! Bună ziua și bine ați venit la Festivalul Sarmalelor! Suntem onorați de prezența dumneavoastră la masa cu sărmăluțe în localitatea noastră Cuș Mirca. Acest delicios produs culinar adună de la an la an tot mai mulți admiratori și pofticioși. Ținem să menționăm că evenimentul are drept scop facilitarea colaborării și schimbului de experiență culturală, promovarea turismului și antreprenoriatului rural din zonă, dar nu numai, precum și revigorarea, popularizarea tradițiilor culinare autentice. Organizatorii festivalului au invitat cele mai valoroase colective artistice din raion și țară, care sunt deja pregătite pentru a da start sărbătorii și care vor evolua astăzi în fața respectuosului public din Cuș Mirca. Stimați spectatori, coloana colectivelor artistice este salutată de conducerea raionului Șoldănești, președinta raionului Șoldănești, Aliona Pânzari, susținută de șeful secției Cultură, Tineret și Sport, Ali Rudei. Primarul satului Cuș Mirca, Silvia Moscalu. Dragi spectatori, suntem bucuroși să întâmpinăm pe participanții festivalului din acest an, dar nu înainte de a menționa următoarele. Cu drag de dumneavoastră, au onoarea să vă poftească la această sărbătoare cu pâine și cu sare, așa precum este tradiția, cei care sunt gazda festivalului la Vatra Sarmalelor, colectivul folcloric Cuș Mirceanca, din satul Cuș Mirca, conducător artistic Petru Costica. Cu un palmares de 42 de ani în spate, acest colectiv transmite neobosit și cu multă dragoste de tradiție și neam zestrea de folclor preluată de la strămoșii băștinași. Oaspeți doriți și mult așteptați, ansamblul de dans popular Ciuleandra de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, orașul Chișinău. Conducător artistic Ion Vengheci, cel care este și fondatorul acestui colectiv minunat, începând cu anul 1996. Ansamblul Ciuleandra este cunoscut pentru prestație deosebită și profesionalism de care dă dovadă ieșind în fața publicului. Acești artiști au participat la diverse festivaluri, concursuri, programe speciale,
și nenumărate spectacole în 17 țări, precum Croația, Italia, România, Turcia, Olanda, Ungaria, Danemarca, Grecia, Bulgaria, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Slovacia. Țin să vă comunic, în clipele următoare întâmpinăm cu o deosebită plăcere oaspeți de onoare de la Telenești. Orchestra de muzică populară Boiana Codrului, conducător artistic Andrei Midoni. Suntem onorați de prezența dumneavoastră la acest festival frumos. Se întâmpinăm cu aplauze ansamblul Boiana Codrului, orchestra de muzică populară, ansamblu din orașul Telenești, Boiana Codrului, conducător artistic Andrei Midoni. Thank you.
ansamblu folcloric Țărâncuța de la Casa de Cultură din satul Copiujenii Mari. Conducător Nădejda Bunetu. Bine ați venit la Cușmerca! Vă dorim să aveți parte de cele mai frumoase clipe alături de noi astăzi la sărbătoarea sarmalelor. Participanți la sărbătoarea de astăzi sunt și artiștii amatori de la Centrul Comunitar din satul Dobrușa, ansamblu folcloric Decinere, conducător artistic Georgeta Pânzar. Acest ansamblu frumos păstrează tradițiile autentice și promovează folclorul local prin cântecele și obiceiurile populare. Oaspeți fideli și participanți la mai multe ediții ale festivalului, ansamblu folcloric cu titlul model Busuioc din satul Cobâlea, conducătoare Cristina Gol. Le spunem bine ați venit la festivalul sarmalelor ansamblului model Busuioc din satul Cobâlea. Dragi participanți, avem parte azi de un festival cu multă culoare, tradiție și valori, cu participanți frumoși, dar și oaspeți dragi nouă. Un colectiv deja bine cunoscut în Raionul Șoldănești este și ansamblu folcloric Zahorneanca de la Casa de Cultură din satul Zahorna. Bine ați venit! Ardem de nerăbdare să ne bucurăm inimile cu melodiile frumoase pe care ne le-ați adus de pe meleagurile zahărnene. Bună dispoziție să vă însoțească pe tot parcursul festivalului! Mai avem astăzi veniți oaspeți de pe malul Nistrului, cu emoții de satisfacție și primitori cu inima deschisă, cu pâine și cu sare, întâmpinăm la sărbătoarea noastră ansamblu folcloric Socoleanca de la Casa de Cultură din satul Socol, conducător artistic Vera Preteriță. Dragi oaspeți, vă îndemnăm să vă simțiți ca acasă, pentru că aici, la Cușmirca, este loc pentru toți oamenii cei buni și curați la suflet. Iar astăzi ne vom curăți sufletele prin tradiție și mult folclor. Iar acum, onorate gazde și dragi oaspeți, vreau să invit aici lângă noi un colectiv frumos, care mereu tinde spre perfecționarea și scoaterea din anonimat a perilor autentice lăsate de strămoși. Cu drag de dumneavoastră, ansamblu Voci Nestrene de la Casa de Cultură din satul Papul Rașcu, conducător Lumila Preperiță. Suntem onorați să vă avem ca oaspeți la festivalul sarmalelor. Cunoaștem valoarea acestei vitre Vadogașcu, baștina care a dat naștere multor talente de-a lungul istoriei, care ne-au reprezentat cultura, națiunea, țara noastră. Iar cei mai mici artiști care ne vor înveseli astăzi cu fluierele lor fermecate sunt chiar de aici, din Cușmirca. Ansamblu de fluieriști Picușor de la Casa de Cultură din satul Cușmirca, conducător Eriu Șmigur. Să încurajăm și să le dorim mari succese. O mică perlă alocări de Cușmirca, care nu au niciun anișor de la fondare, dar are un mare viitor.
Stimați oaspeți, stimate gazde, înainte de a da start sărbătorii noastre, avem mare onoare și norocul să fim binecuvântați de parohul bisericii noastre din satul Cușmirca, Ion Motânga. Bună ziua! Doamne ajută și bine ați venit! Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, lumina cea adevărată, Cel ce ai zis, acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Tu, Cel ce pe smeriții pescare ai arătat plin de înțelepciune și i-ai făcut prin ogorârea Sfântului Duh Cuvântător de Dumnezeu și învățătoria Evangheliei tale, însuți prea bunule stăpâne, primește mulțumirea pe care ți-o aducem noi astăzi și trimite Harul Ceresc peste cei ce sunt de față și binecuvintează pe toți. Strălucește lumina ta cea pururea fiitoare în inimile tuturor celor ce s-au adunat aici prin voia ta, că tu ai simțit ceata ucenicilor tăi însuflându-le Duhul împreună lucrării și împreună sfătuirii, că și noi purtând sarcinile unii altora să împlinim legea ta și împărtășind unii altora dragostea cea frățească, să sporim în știință și în săvârșirea faptelor bune. Dăruiește-ne Duhul înțelepciunii și al înțelegerii. Deschide ochii noștri ca să lucrăm după voia ta cea sfântă și de grabă uți cererile noastre. Ca astfel cu o gură și o inimă să slăvim și să lăudăm și să binecuvântăm festivalul acesta cu denumirea La Vatra Sarmalelor. Dar eu aș mai adăuga, împletite de mâinile cușmircencilor, că Sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Festivalul este o binecuvântare a tuturor celor care s-au adunat cu un interes. Și aș vrea să vă sugerez că după ce va fi parte artistică, este acolo o masă de la Chișinău, de la Părintele Gârbu, cu niște icoane, să le admirați. Iar mai aproape este o masă de manufactură de la meșterii noștri populari, unde sunt tot lucruri interesante. Mai departe, după gustul vostru. Mă rog de mai iertat și Doamne ajută într-un ceas bun, sănătate! Mulțumim pentru această binecuvântare. Mulțumim. În continuare, vreau să ofer cuvânt de început doamnei primar Moscalo Silvia. Vă salut! Acasă la Cușmirca, la festivalul La Vatra Sarmalelor, ediția a șasea, care vine la inițiativa doamnei Svetlana Gafin. Anume, această doamnă a fost cu ideea ca în satul Cușmirca să se organizeze acest festival frumos. Acest festival care ne educă valori umane necesare nouă tuturor. Suntem acei care trebuie să avem grijă de tradițiile strămoșilor noștri. Suntem acei ce trebuie să învățăm viitorii copii, viitoare generație, să nu uităm de ce-i frumos a neamului nostru. Sperăm la o zi bună, căci din inimă în inimă, din mână în mână, cu toții împreună, numai comunicând prin artă, putem face un sat frumos, un sat la noi acasă, un sat european, Cușmirca, sat european. Deci fiți bineveniți la acest festival! Vă mulțumim, doamnă primară! Stimați participanți, străbunii ne-au lăsat de moși strămoși cuvânt să păstrăm și să promovăm valorile noastre identitare, portul popular, muzica și dansul. Conform tradițiilor, startul sărbătorilor de fiecare dată începe cu Hora Mare, dans ce constituie simbolul identității noastre naționale, dans care a fost și va rămâne
În continuare, cel mai național, centru chipează unirea, prietenia, dragostea de viață și solidaritatea sufletească. Deci, să ne prindem de la mic și până la mare în hora de sărbătoare! Thank you.
pentru această horă frumoasă. Sperăm că bună dispoziție a pus deja stăpânirea pe toți oaspeții care sunt prezenți aici. Și să începem evaluarea colectivelor de mai departe și sărbătoarea noastră mult așteptată. Mi-e scump pământul din străbun lăsat, cu nuci rotați, cu poamă fragă, cu obiceiuri sfinte de la sat, cu ginga și prunci în leagă. Aici eu m-am născut, e casa mea, de aici nu voi pleca vreodată. Și cine te-a văzut, Moldova mea, vrăjit rămâne viața toată. Mă rog să fie pace în țara mea, să se împlinească bobul în pâine și o credință în suflet să ne dea lumina cea divină. Se zice că un popor lipsit de tradiții nu are viitor, pentru că numai bogăția autentică, tradițiile, folclorul, obiceiurile neamului ne ține focul aprins în vatră pentru a dăinuie în veci. Acest lucru încercăm să facem și noi astăzi pentru a perpetua pe file de istorie ce le vor citi viitoarele noastre generații. Onorată asistență, stimați locuitori ai satului Cușmirca, dragi oaspeți, bună ziua și bine ați venit la Festivalul Folcloric Raional la Vatra Sarmalelor, aici la Cușmirca! Orice localitate își adună istoria în numele, în chipurile, în caracterele, în faptele și visurile băștinașilor, în legendele transmise din generație în generație, în fundamentele străvechilor zidiri, în hrisoarele îngălbenite de vreme, în denumirile unor mahalale, în numele și porecile oamenilor săi, în cântecele bătrânești. Țin să menționez că acest deliciu, sărmăluța, a venit la noi, la moldoveni, din timpuri străvechi. Cultura celora care au acceptat și aprobat. Ținem să mulțumim tuturor celora care au acceptat și au aprobat desfășurarea acestui festival frumos la noi, la Cușmirca. Pentru a evidenția importanța acestui eveniment, organizatorii ediției din acest an și-au propus să creeze o atmosferă de sărbătoare nu doar pentru cei din satul Cușmirca, dar și pentru toți cetățenii raionului, cei care aleg să ne fie oaspeți în această zi. Avem astăzi parte și de mese pline cu bunătăți de toamnă, bucate tradiționale, inclusiv rețete diversificate de sărmăluțe pregătite de gospodinele iscusite din satul Cușmirca. Deci vă dați seama că vom avea parte azi de un festival nu doar frumos, dar și gustos. Iar cei care au ostenit la pregătirea bucatelor tradiționale sunt Colectivul Primăriei Cușmirca în frunte cu doamna primar Moscalu Silvia, Colectivul Grădiniței de Copii Peștișorul de Aur din satul Cușmirca, ghidați de Olga Boncă. Sala de nunți Victoria cu Ludmila Solovei. Magazin Maria Corna. Magazin Natalia Martin. Oficiul Medicilor de Familie Cușmirca cu Vieceslav Stoian. Instituția Publică Gimnaziul Cușmirca, director Mariana Susan, împreună cu grupul de pedagogi și ele în parteneriat cu părinții. Suntem un popor mic, dar imens în valori și talente. Se spune că lucrurile frumoase și faptele bune ne unesc, precum s-au unit astăzi într-o expoziție târg cu lucrări meșterite de ei, meșterii populari pe care îi salutăm cu mare drag la Festivalul Sarmalelor. Gafin Gheorghe, meșter popular din satul Cușmirca, care a preluat de la tatăl său Iacob Gafin maestria de a dezmierta lemnul în mâinile sale, artă din lemn.
Moscalu Silvia, artă din lut, meșter popular din satul Cușmirca, care a promovat de-a lungul anilor. În rândul tinerei generații, activând pe tărâmul pedagogic acest gen de artă și nu numai. Țurcan Gabriela, clasa 9, artă handmade, lucrări din panglică. După cum vedeți, avem și tineri meșteri astăzi. Bunca Olga, artă broderie cu mărgele, de asemenea meșter din satul Cușmirca. Susan Mariana, broderie cu mărgele, satul Cușmirca. Arcuș Valentina, croșetă, satul Cușmirca. Botnarenco Daria, croșetă, satul Cușmirca. Rusu Alina, croșetă păpușilor moi, satul Cușmirca. Martin Rodica, mânuiește cusutul ca pe o adevărată artă, satul Cușmirca. Aplauze pentru toți meșterii. Babin Violeta, broderie, satul Cușmirca. Melnic Rita, artă cu mărgele țesutului, meșter popular din satul, din orașul Șoldănești. O aplaudăm pe doamna Melnic Rita, bine ați venit. Cernaleschi Zinaida, broderie, satul Șestaci. Guțan Rodica, arta cusutului, Vadu Rașcov. Anatolie Gârbu, sculptat în lemn, satul Revaca, municipiul Chișinău. Aplauze încă o dată, încurajăm meșterii. Lucrările meșterilor populari pot fi achiziționate astăzi la un preț rezonabil și, bineînțeles, negociabil. În această zi de toamnă, împodobită încă cu alai de frunze verzi, vă propunem să oprim clipa pentru a o preface într-o sărbătoare a muzicii și a dansului. Astăzi vom avea parte de multă voie bună alături de colectivele artistice de amatori. Salutăm încă o dată ansamblul folcloric Cușmerceanca, ansamblul de dans popular Ciuleandra, orașul Chișinău, ansamblul folcloric Datina, Oleșcani, ansamblul folcloric Sălcioara, satul Salcia, ansamblul de dans popular Vatra, din orașul Șoldănești, ansamblul folcloric Țărâncuța, din Cotiujenii Mari, Nadejda Bureti, ansamblul folcloric Vecinele, satul Dobrușa, ansamblul folcloric Zahoreanca, de la Căminul de Cultură, satul Zahorna, ansamblul folcloric Socoleanca, de la Socol, ansamblul vocal Voci Nistrene, din satul Vadu Rașcov, conducător Ludmila Prebeliță, ansamblul de fluieraș Spicușor, de la Casa de Cultură, satul Cușmirca, conducător Kiril Șmigun. Iar cireașa de pe torte va fi astăzi Orchestra de Muzică Populară Poiana Codrului din orașul Telenești, conducător Andrei Midoni. Vă salutăm cu tot dragul! În clipele ce urmează, în această scenă, vrem să aducem mulțumire organizatorilor ediției din acest an, pe care îi salutăm cu mult drag și îi invităm aici lângă noi. Primarul satului Cușmirca, Moscalu Silvia. Conducerea raionului Șoldănești, președinte Aliona Pânzaru. Șeful secției cultură, tineret și sport, Ali Crudei. Și oaspete de onoare avem astăzi la sărbătoarea noastră, Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Gospodarii satului Cușmirca sunt caracterizați de spirit pașnic, ospitalieri și blânzi. De-a lungul anilor, ei și-au continuat tradițiile lor spirituale, mult mai bogate decât se credea.
Ei ne demonstrează convingător acest fapt și prin desfășurarea la ei în localitate a Festivalului Sarmalelor. Deci, oferim microfonul doamnei primar Moscalu Silvia. Stimați oaspeți, fiți bineveniți în această zi frumoasă cu soare domnatică, care astăzi toate cărerele au venit anume aici, la Cușmirca, pentru a petrece acest festival frumos. Permiteți-mi ca, înainte de a începe acest festival, să vin cu o scrisoare de gratitudine pentru doamna președinte și domnul Alec, care în semn de recunoștință și înaltă apreciere pentru susținere, implicare și suportul oferit în cadrul festivalului La Vatra Sarmalelor din satul Cușmirca, raionul Șoldănești. Aplauze! Cu deosebit respect vă invităm aici lângă noi doamna președinte Aliona Pânzaru. Căruia îi oferim cuvântul. Bună ziua, Cușmirca! Bună ziua, stimați oaspeți care ați venit la acest festival. Sunt nespus de bucuroasă că ideea doamnei Svetlana a prins viață și ani la rând aici se desfășoară acest frumos festival la Vatra Sarmalelor. Eu zic, Cușmirca este un sat cu oameni bogați, un sat cu oameni primitori, ori atunci când doamna Svetlana a enumerat câte colective au sărit și eu cred că cu mare drag au sărit în ajutorul acestui festival și să creeze acele sărmăluțe pe care vom avea șansa să le degustăm încă. Eu vă salut pe toți cei care ați venit să reprezentați satele dumneavoastră, cei care ați găsit de cuviință că aici veți petrece timpul frumos și minunat în această zi cu soare. Ori de dimineață vremea ne arăta că cumva va fi mai trist, o zi pe ploaie aproape, că parcă vroia să plouă, dar se vede că Dumnezeu ține cu cei de la Cușmirca și s-a gândit să ne dea vreme bună ca să avem astăzi o zi frumoasă. Nu poate un sat frumos, un sat cu tradiții, să nu fie apreciat și de bunul Dumnezeu care ne păzește și are grijă de noi fiecare. E frumos că în satul Cușmirca se păstrează tradiția, cultura e la ea acasă și cu ce se poate bucura moldoveanul dacă nu cu aceste sărmăluțe împletite cu iscusință de gospodinele noastre. Ori de câte ori am avut ocazia să avem în Republica Moldova oaspeți din Uniunea Europeană, din America. Am lucrat ani la rând cu mulți americani și ei, unica ce le plăcea cel mai mult, spunea: Aliona, hai mai fă, te rog, bucatele celea învelite, împletite în frunză de varză și viță de vie. Nu doreau carne sau altceva, dar un cu sărmăluțe. Noi, toată aceasta ne aparține nouă ca popor și ne identificăm prin bucatele gustoase din țara noastră. Și asta propunem noi și traseului țării. Spre Uniunea Europeană mergem cu ce avem noi mai frumos, cu tradiții frumoase, cu bucate delicioase, cu gospodine care își iubesc casa, care își îngrijesc curtea și gospodăria. Ori femeile știu aduce în țara aceasta prosperitatea. Vă urez succes! Nu uităm că la 20 octombrie avem să decidem da pentru Uniunea Europeană, că avem cu ce ne duce, cu tradiții frumoase, cu cultura noastră deosebită, să ne distrăm astăzi și să avem o zi frumoasă. Mulțumim mult doamnei primar, doamnei Svetlana Gafin, comitetului organizatorică a acestei sărbători,
Și desigur, cu modestia noastră, cu modesta noastră, aportul nostru modest, poate că, dar consider că la fel important pentru că acest festival să decurgă pașnic și bine astăzi. O zi frumoasă la toată lumea! Să-i mulțumim doamnei președinte și cu un cuvânt de salut și poftă mare la sarmale vine în scenă domnul Alec Rudei. Stimați locuitori ai satului Cușmirca, dragi oaspeți, stimată doamnă președinte, doamnă primar, domnul deputat al Republicii Moldova, vreau să menționez, cei care au luat diplomele pot pleca acasă, restul o să le așteptați ca să le luați când o să fie momentul. Eu vreau să mulțumesc din start la toate colectivele care astăzi au fost receptive și au dat start festivalului nostru, sunt prezenți. De asemenea, vrem să mulțumim și celor care au delegat aceste colective și, nu în ultimul rând, la toți spectatorii care sunteți astăzi alături de noi, pentru că fără dumneavoastră sărbătoarea nu avea să aibă culoare. La fel, aducem mulțumiri meșterilor populari care de fiecare dată sunt alături de noi și iarăși, nu în ultimul rând, directorului Casei de Cultură, domnului Petru Postic, pentru că suntem siguri că are două zile de când nu are odihnă. Dumnealui sună dimineață, noapte, târziu, tot așa, se vede că retrăiește. Vă mulțumim colectivelor, mult succes în scenă! Doamnă președinte, stimată doamnă primar, domnul Rudei, vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi și vă rugăm să luați loc în sala noastră improvizată pentru a urmări evoluarea colectivelor artistice. Ținem să menționăm că acest eveniment impresionant pentru comunitate are drept scop facilitarea colaborării și schimbul de experiență culturală, promovarea tinerilor talente și a artiștilor amatori, dezvoltarea și promovarea antreprenoriatului rural, turismul din zonă, revigorarea și popularizarea folclorului, tradițiilor autentice, scoaterea în evidență a meșteșugurilor artistice practicate în zona noastră, precum și arta bucatelor noastre tradiționale naționale. Așadar, să răsune muzica, că doar ea, muzica, este un ambasador care are puterea de a uni și a mobiliza oamenii într-o făurire a idealurilor nobile ale vieții. După cum spuneam mai sus, locuitorii satului Cușmirca sunt oameni gospodari din vița aleasă, le place casa să le fie casă, masă să le fie masă. Acest fapt ne demonstrează că sunt oameni cu suflet mare, dornici de a face lucruri frumoase pentru această localitate, iar la sărbătoare să ne bucure cu cântece frumoase. Și acum, dragi spectatori, sunt deja pregătiți să ne cânte și să ne încânte ansamblul folcloric Cușmirceanca din satul Cușmirca, conducător artistic Petru Postica.
ansamblului folcloric Cușmirceanca pentru evoluare, dar și pentru străduința lor care a făcut ca acest festival să capete un contur de sărbătoare. Dragi oaspeți, și dacă e sărbătoare, atunci haideți să fie cu adevărat sărbătoare aici. Vă rugăm, când evoluează ansamblurile, să formăm așa horișoare, horișoare, să dansăm, să ne veselim de ajuns astăzi. Dansul moldovenesc reprezintă una dintre cele mai vechi arte populare, fiind totodată un poem al neamului. Pentru că atunci când dansează moldovenii, inimile vorbesc. Fiecare mișcare vorbește despre talentul și caracteristicile spirituale ale poporului în diferite perioade istorice. Dansul scoate în evidență atât caracterul, cât și temperamentul, forța și agerimea poporului. Pune în valoare înțelepciunea și umorul, dezvăluie sincer și direct aspirațiile și sentimentele oamenilor. Dansurile moldovenești alcătuiesc adevăratul tezaur al poporului nostru împreună cu muzica, costumul național, arta populară. Talent și carismă, pasiune și bun simț, denigrație și ardoare, toate aceste calități i-au condus pe drumul succesului, reușind până în prezent să ocupe un loc ferm în pozițiile folclorului național. Doamnelor și domnilor, în premieră pe această scenă, ansamblul de dans popular Ciuleandra al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din orașul Chișinău, conducător artistic Ion Bencheci. Vin să ne creeze bună dispoziție cu dansurile dumnealor.
oaspeților de la Chișinău. Mulțumim tinerii generații pentru valorificarea și promovarea tezaurului nostru folcloric. Țin să menționez că gazdele noastre au pregătit sărmăluțe fierbinți pentru toate colectivele de amatori. Deci fiecare conducător coordonează cu bucătăresele pentru a organiza echipa și de a lua masa chiar în localul casei de cultură. Vă dorim poftă mare tuturor! Iar voi, dragi gazde, turnați vin și dați găluște! Muzica folclorică este un semn divin în cuprinsul magic al căreia se vede clar uriașa putere creatoare a poporului care a zămislit-o. Din partea locului, cu drag, ne-au adus în dar cântecul și voia bună, rând pe rând le-or perinda, ei sunt cei din Olișcani și au venit cu Datina. Să-i încurajăm cu aplauze! Ansamblul Datina, conducător artistic Dina Muntean. Mamă, rău mai mărita. Bărbățelul
Deosebită ansamblului Datina. Piatra nu speră să fie altceva decât piatră, dar alăturându-se și colaborând cu alte pietre, devine templu. Antoine de Saint-Exupéry. Am venit astăzi să alăturăm fiecare petrecică din tezaurul nostru pentru a ridica un templu al folclorului național, să construim istoria vie prin tradiții care sunt nemuritoare. Pentru că, așa zice neamul nostru, cine cântă și petrece de lângă noi să nu mai plece. La Cușmirca azi răsună cântecul și voia bună. În clipele ce urmează, vă propunem să petrecem împreună cu colectivul folcloric Sălcioara, de la Casa de Cultură din satul Salcea, conducător artistic Galina Buruian. Yeah, David.
pentru maestria interpretativă și repertoriu autentic. Au fost cu noi ansamblul Sălcioara. La cele mai mari sărbători ale anului, cei mai de vază flăcăii satului făceau joc. Și toți, de la mic la mare, se îndreptau la hora satului. Fetele frumoase ca niște ilene cosânzene, flăcăii ca niște feți frumoși, nevăstuicele tinere și bărbații lor alături de copii și, desigur, cei mai în vârstă se duceau ca să-și amintească cum trăgeau câte un hostropăț, desăreau scântei de sub călcâi. Frumoase tradiții și obiceiuri aveau strămoșii noștri. Ansamblul de dansuri populare Vatra de la Șoldănești sunt un licăr de tradiție promovat în rândurile tinerii generații. Cu drag de dumneavoastră vin astăzi să vă facă să salte inimile în ritmul inedit al dansului tradițional. Bineînțeles, în aplauzele dumneavoastră! Acestor copilași frumoși, dar și conducătoarei și îi mai așteptăm în scenă în acest program. Ne-am născut în sunet și din sunet. Iată de ce omul iubește cântecul. El este modalitate de transformare a omului din materie în spirit. Se zice că de vrei să cunoști un om, pune-l să-ți cânte.
Această artă este concepută pe drept cuvânt ca dimensiune fundamentală a existenței, ca mod de a privi și înțelege lumea. De acest lucru ne vor convinge în clipele ce urmează, chiar aici, în această scenă, ansamblu folcloric Țărâncuța, de la Casa de Cultură din satul Cotiujenii Mari, conducător artistic Nadejda Bureti. Aplauzele dumneavoastră sunt toate astăzi pentru artiștii noștri. Să-i încurajăm! Dimineața
de interpretare deosebită și vă mulțumește cu calde aplauze. Dragi oaspeți, nu ezitați să treceți pe la masele noastre, mesele noastre pregătite de gospodinele excusite din satul Cușmirca și desigur acolo veți găsi și bună dispoziție. Pe lângă sărmăluțe mai există câte ceva, câte un pahar de vorbă și vă invităm să vă încurajați așa mai bine, să fie sărbătoare adevărată aici lângă scena noastră. Unde joacă om frumos, crește iarba în loc pietros. Unde joacă om urât, piere iarba pe pământ. Și după cum v-am promis, revin în scenă cei mai frumoși și talentați, membrii ansamblului de dans popular, Vatra, conducător Violeta Rudei. Ai folclorului național. Despre vecinile din Dobrușa ar fi mai multe de spus, dar greu de transmis. Le preferi prezența, prietenia din priviri, armonia vocilor. Cântă piese tradiționale, au o dragoste mare față de cântecul vechi transmis de la străbuni. Dar ce să mai vorbim, poate mai bine să le ascultăm. Să le urăm succes la noastră sărbătoare! Oh,
Mulțumim mult ansamblului folcloric, vecinele de la centru comunitar din satul Dobrușa. Aplauzele dumneavoastră sunt pe măsura acestor oameni extraordinari. Mulți stimați oaspeți, aici în parcul nostru mai există și un ceaun mare cu ciulama pentru toată lumea. Vă rugăm să nu refuzați să vă apropiați și îndrăzniți, deci este, totul este pentru toți astăzi aici. Și vinul, și sarmalele, și ciulamaua, vă rugăm să vă simțiți bine ca la voi acasă. Muzica a fost întotdeauna aliatul care a consolidat sentimentul de prietenie, a ținut trează memoria și n-a permis înstrăinare. Colectivul care se aranjează acum în scenă este venit de la Cobâlea, raionul Șoldănești. Este deja bine cunoscut în raion și nu numai. Au o prestație artistică înaltă. O să vă convingeți și dumneavoastră ascultându-i. Deci, vor continua această extraordinară atmosferă de sărbătoare, ansamblu folcloric Busuioc din satul Cobâlea, conducător Cristina Gorn. Vă dorim din suflet succese pentru o evoluare cât se poate de reușită. Am pus vinul tot la cale și am pus sărătul cel mare, nu ți-ai dat că am mușchei împătat, șai, lai, lai, lai.
Am venit la voi acasă să petrecem împreună. Vă cântăm și o întâmplare. A avut loc în pădurea mare. Badea și cu o fată s-au sărutat, erau poi și s-au tot luat. Hola.
Noștri, acesta este folclorul adevărat al poporului nostru. Vă mulțumim din suflet!